Dă-mi un odor. Dar ce v-ai adus tu în barul meu? Crezi că nu-mi cunosc barul meu cine vine el? A fătat barul peste noapte sau umplut de cântărezi noi? Măi, taticule, am o surpriză pentru tine, de-o să dai pe spate. Foarte bine. Hai, hai cu surpriza mai repede, că pierd cheful la revelion. Așează-te. Am scaun? La cap. Da, intre! Hai, băi! Hai, mai după dorule, tu iară! Cine muge? Nu cred că-i vaca, e surpriza! Adu veterină! Uite-mă, tati, uite-mă, taticule, mă, să mor eu! Eu n-am făcut eu asta, să știi! Deci mă jur! Să trăiești, n-a stat! Să trăiești, mă! Cum îl cheamă? Jean de la Craiova! Să trăiești, mă! Ce face? Cântă marfă rău de tot! Unde ți-e instrumentul? Ți-e frică să vorbești cu mine? Da. De ce? Da, state, să mor eu dacă am să-ți dau vreun ban. Eu nu știu că am să-ți dau... N-am nicio datorie la matare. Nu stai. Atunci de ce te-ai legat așa? Hai, mă, taticule, că nu s-a legat el singur, mă, taticule, că n-o vine nebun la cap. Eu bănuiesc. Uite ce bănuiesc eu, că cineva a vrut să strice mie surpriza care o aveam eu pentru tine, cineva. Păi atunci... Să-l dezmoștenim pe cineva. Ia gata, fă-mi inodorul! Ia gata! Tăticule, să știi că ăsta nu cântă în seara asta, e clar. Ăsta am hotărât eu, nu cântă ăsta în seara asta. Hai, ia să te trag, mă, cine ești tu, mă, să hotărăști tu? Nu cântă, vezi, de data asta. De data asta, de tine, fă! Și te scot de la toată moștenirea pe care am eu. Ordinar, ce ești? Inodora! Te pup, pe Jean. Și eu, mă, tine. Păi, eu ți-am spus să țip la ea ca să oprești. De ce s-o pupi? Că mi-a făcut cunoștință cu matare neastat. Așa da. Merită. Zici că cânti? Da. Cu guriță? Da. Ia să vedem. Adică să vedem. Să nu să vedem. Să nu să vedem. Să vedem. Să audim. Să vedem ce... Și să-mi cânte lăutarii. Să vreau și să chefuie. Am un foc la inimioară. Domnilor, un om, un caracter, o legendă, cel care a făcut din dansez pentru tine ceea ce a făcut secundă, Einstein bă, pentru... Asta, mic, ce mi-a plăcut mie de el în seara asta. Da? Lasă-mă să te mulțumesc. Felicit pentru ce ai făcut. Mulțumesc, doi mulțumesc. Pași să facem în primul rând. Mulțumesc. Vreau să spun ceva. Da. A venit momentul să prezinți chestia aia, cum zici tu, cu patru coarde, cum zice, cu concertul de coarde. Da. Da, da, da. Concertul de chitară clasică. Da, 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 concertul de chitară clasică. Acum, taci în gură. Vă mulțumesc. A vrut, tăticul a dat voie? A vrut, ți-a dat voie. Chiar ți-a ordonat. În momentul ăsta ți-a ordonat să prezint. Vă mulțumesc. Domnilor și domnilor, un concert nu-l prezint pe ăla. Nu-l prezint pe ăla. Tăticul a dat voie. Ești de aici cu adunat. Ești de aici. Nu. Domnilor și domnilor. Tăticul a dat voie. Nu, înțeles? Tăticul a dat voie. Mă pupăia, mă pupăia, mă pupăia. Am venit la antrenament. Ce antrenament, băi, Jeane? Azi e revelion. Ai pregătit ceva pentru 2010? Păi sigur că da. Păi atunci, zi-l o melodie la românești.
să bem, să uităm amărul. Și la o tare bine să petrecem stă cu mine. Și la anul care vine să petreceți tot cu mine. Trece anul sus pavarul, să bem, să uităm amărul. Și la anul care vine să petreceți tot cu mine. Să uităm amărul. Și la anul care vine să petreceți tot cu mine. Trece anul cu spavarul, să bem, să uităm amărul. Și la anul care vine să petreceți tot cu mine. Sănătate, să aveți în casă de toate. Și acum e sfârșit de an, vă timp și vă pupă Jeanul. La mulți ani cu sănătate, să aveți în casă de toate. Și acum e sfârșit de an, vă timp și vă pupă Jeanul. Bravo, bă, Jean! Frumoasă melodie! Stai! Ce e, bă, Jean? Vă pupă Jean! Eu pupă-mă. M-a pupat Jean.